Hello, bine v-am regăsit, dragii mei! De data aceasta o să vorbim despre un subiect foarte interesant, de fapt trei subiecte foarte interesante. E vorba de Luna Nouă în Leu, care are loc pe data de 4 august, Portalul Regelui sau Portalul Astrologic al Leului, care are loc în fiecare an pe data de 8 august, dar anul acesta e un pic mai special pentru că și numerologia anului 2024 este tot legată de cifra 8 și, nu în ultimul rând, o să scoatem și niște mesaje de la cărțile de tarot. Ei, de data aceasta, dragii mei, nu vin doar cu astrologie și tarot, cum am obișnuit până acum, aduc și componenta aceasta numerologică pentru voi ca să beneficiați la maxim de toate oportunitățile momentului. Hai să începem cu începutul. Cu această lună nouă absolut superbă în semnul zodiacal al leului, are loc duminică 4 august, în jurul orei 14 și 30 de minute, ora României. Ora nu este chiar atât de importantă. Ce e important de reținut este că acest moment de lună nouă dă startul unei etape, dă startul unor proiecte, unor inițiative în viața noastră care se vor maturiza de acum până în februarie 2026. Da, dragii mei, e un moment cu foarte puternică încărcătură spirituală, foarte puternică încărcătură emoțională, cu foarte mult potențial pentru fiecare dintre noi în viețile noastre să manifestăm, să creăm alături de Univers, alături de Divinitate, să aducem în realitatea noastră imediată niște lucruri absolut superbe. Recomandarea mea pentru fiecare dintre voi ar fi ca în acest sfârșit de săptămână, mai ales în a doua parte a zilei de duminică, să vă puneți deoparte puțin timp pentru voi, să meditați, să vă rugați, să mergeți în interiorul vostru, astfel încât să găsiți acel sâmbure de adevăr, să găsiți acea sămânță care vă umple și vouă inima și care este plantată acolo în interiorul vostru, alături de Divinitate, și de la care, sau pe baza căreia, puteți să creșteți, puteți să dezvoltați anumite lucruri absolut minunate în viața voastră, de acum, ziceam, până în februarie 2026. E foarte important să rețineți că momentul de lună nouă nu este un moment de acțiune. Da? Dacă ați plecat la drum cu această idee, nu. Hai să ne uităm la simbolismul de lună nouă. Uitați-vă. Luna nouă pornește când luna este complet invizibilă. Pe urmă ciclul lunar coboară, luna este în creștere și pe urmă iar scade. Da? Aceste cicluri au o puternică încărcătură feminină, o puternică încărcătură creativă. Prin urmare, momentul de lună nouă este momentul acesta de întuneric, e momentul în care mergem în interiorul nostru, în care ne rugăm, în care medităm și în care încercăm să descoperim care sunt direcțiile în care Divinitatea, Universul, vrea ca noi să ne îndreptăm în următoarea perioadă a vieții noastre. Și asta v-aș ruga, asta v-aș îndemna și pe voi să faceți duminică, poate chiar și luni, marți, dar atâta timp cât luna e invizibilă, cât nu se vede nici măcar o fărâmă de lumină pe cer în timpul nopții. Da? Pe urmă, câteva zile mai târziu, în jurul zilei de 8 august, sau ideal ar fi chiar pe 8 august, de portalul leului sau acest portal al regelui, atunci e momentul să începem să lucrăm, să începem să acționăm, să începem să facem ceva în exterior pentru a manifesta, pentru a atrage și pentru a realiza în viața noastră, în realitatea noastră exterioară, ceea ce câteva zile înainte ne-am dat seama că este într-adevăr direcția cea mai bună pentru noi. Da? Deci, momentul de lună nouă e un moment de introspecție, un moment de rugăciune, un moment de meditație, e un moment foarte bun să poate să mergeți la biserică, să mergeți la o mănăstire. Dacă nu sunteți atrași de partea asta religioasă, mergeți și plimbați-vă într-un parc, pe malul unei ape, mergeți desculți, pe pământ, stați sub lumina vindecătoare a soarelui, da? Încărcați-vă cu energie pozitivă și încercați să vă centrați, să reveniți în sufletul vostru, în interiorul vostru, în centrul ființei voastre, pentru că doar așa o să puteți să auziți acea voce interioară care vine din subconștient, dacă e să folosim termeni psihologici, sau care vine din divinitate, care e conexiunea noastră cu divinitatea, dacă e să folosim termeni spirituali, da? Doar în felul acesta, centrându-vă, meditând, prin rugăciune, prin plimbări în aer liber, prin conexiunea cu natura, prin conexiunea cu lucrurile care ne umplu inima de iubire, doar în felul acesta putem să avem acea conexiune clară cu divinitatea,
cu țelul nostru în viață, cu direcția noastră în viață și putem să auzim acea voce interioară care ne va spune exact care sunt acele proiecte, care sunt acele inițiative, care e direcția pe care noi ar trebui să o luăm de acum până în februarie 2026, astfel încât să avem succes, astfel încât să fim și pe traiectoria corectă pentru viața noastră, pentru țelul nostru, pentru obiectivul nostru, pentru menirea noastră în această viață. Acum, înainte să trecem să vorbim despre portalul acesta energetic legat de cifra 8, portalul leului sau portalul regelui, dar și o să vă explic de ce îi spun așa, vreau să vă atrag atenția asupra unor momente importante în care o să vă dați seama dacă traiectoria voastră pe care începeți acum, în august 2024, este într-adevăr cea corectă. Pentru că de acum până în februarie 2026 avem niște momente intermediare care ne vor ajuta să ducem înainte aceste inițiative sau proiecte sau lucruri la care noi lucrăm în viața noastră. Bun. Primul rând, ianuarie-februarie 2025, momentul în care Jupiter în Gemeni va face sextil cu poziția în care se află luna nouă, da? Cu poziția în care se întâmplă acest moment de lună nouă. Ianuarie-februarie 2025 va fi o perioadă foarte norocoasă, foarte auspicioasă, da? Auspicii pozitive. Totul, universul va conspira într-adevăr ca lucrurile la care noi începem să lucrăm acum să se manifeste în realitate. Februarie 2025 mai vine cu un alt aspect, va fi prima lună plină în leu, după această lună nouă în leu. Din nou vom vedea, vom avea așa primele indicii asupra succesului inițiativei noastre. Pe urmă, mai 2025, în momentul în care Marte va trece peste acest aspect de lună nouă, e un moment foarte energic în care, dacă într-adevăr ne concentrăm să ducem lucrurile mai departe, putem să avem parte de avansuri considerabile prin propria noastră ambiție și dorință. Pe urmă, perioada iulie-august 2025, aici o să avem un Mercur retrograd care o să treacă de 3 ori peste această lună nouă, va fi un moment de recalculare, de regândire. Va fi momentul în care va trebui să ne uităm la, ok, cum ne-am gândit noi că o să iasă acest lucru, ce a mers bine, ce a mers rău, ce am învățat din aceste lecții și ce îmbunătățim pentru viitor. Astfel încât încă din septembrie 2025, odată ce Venus trece peste acest punct din harta noastră natală, lucrurile să înceapă să meargă cu mult, mult mai mare ușurință. Ciclul acesta se finalizează în februarie 2026 cu a doua lună plină în leu, de data aceasta o lună plină exact la același grad la care are loc această lună nouă în leu, prin urmare atingem concluzia, apogeul acestui ciclu. V-am zis, ce putem manifesta în viața noastră, ce ne dorim, pe ce direcție urmăm, în ce direcție să ne canalizăm atenția, asta depinde de fiecare dintre voi. Eu nu o să vă spun pentru fiecare semn zodiacal în parte, ci vă îndemn pe voi să luați aceste zile, acest final de săptămână și primele 2-3 zile din săptămâna următoare, undeva până prin 5-6 august, să vă rugați, să meditați, să vă centrați și să descoperiți în interiorul vostru adevărul vostru propriu și personal și direcția în care trebuie să vă îndreptați de aici înainte ca să aveți succes. Ok, vă spuneam despre portalul acesta al regelui sau portalul astrologic al leului. Ok, hai să vedem la ce se referă acest portal. Păi, anul 2024 vine cu vibrația cifrei 8, cu încărcătura numerologică a cifrei 8. Cum am ajuns la această concluzie? Adunând toate numerele din anul 2024. 2 plus 2 plus 4 ne dă 8, da? Vibrația anului este vibrația cifrei 8. Suntem în a 8-a lună a anului, luna august. A 8-a zi din a 8-a lună a unui an cu încărcătură numerologică 8 deschide și mai puternic, deschide deplin, complet acest portal 888, portalul leului, portalul energetic al regelui, da? Pentru că leul vine și cu această încărcătură simbolică al regelui. Prin urmare, zilele acestea, imediat după luna plină în leu, când se deschide portalul energetic al regelui, 8 august, este momentul ideal ca, după momentul de introspecție, după momentul de rugăciune, de meditație, care l-am avut câteva zile înainte, 4, 5, chiar și până pe 6 august,
după ce am descoperit în interiorul nostru ce ne dorim, ce ne-ar face fericiți, ce ne-ar aduce cu adevărat împlinire. Atenție, nu ce zice societatea că ar trebui să ne dorim, nu ce ne zic părinții sau familia sau prietenii că ar trebui să ne dorim, ci ce ne dorim noi cu adevărat ca să ne aducă împlinire și mulțumire în plan profund din adâncul inimii noastre. După ce descoperim aceste lucruri în interiorul nostru, pe 8 august este momentul ideal, ca măcar în plan simbolic, să facem ceva în exterior, da? În 4, 5, 6 august am plantat o sămânță, am descoperit sămânța care deja divinitatea a plantat-o în interiorul nostru și am lăsat-o să germineze acolo câteva zile, prin rugăciune, prin meditație, prin introspecție, da? Sau pentru cei mai analitici dintre noi, prin planificare, prin terapie, prin a face o grămadă de liste, da? Depinde, fiecare dintre noi este diferit. Unii procesează mai bine lucrurile emoțional, alții le procesează mai bine mental, alții le procesează kinestetic. O parte dintre voi va trebui efectiv, în timp ce faceți lucrurile cu mâinile, să vă gândiți la planurile astea. Oare e corect, oare nu e corect, oare asta vreau, oare nu asta vreau, da? O parte dintre voi poate să aleagă să danseze și în timp ce dansați și vă mișcați corpul, vă puneți în mișcare corpul, vă gândiți la aceste planuri și le procesați în felul acesta. O parte dintre voi poate procesează lucrurile mai bine prin simțul olfactiv și atunci vă puneți o lumânare parfumată sau vă dați cu parfumul vostru preferat și vă conectați cu acea energie de fericire, de bucurie, de împlinire și vedeți dacă gândurile voastre, planurile voastre vă aduc aceeași senzație în interiorul corpului vostru de fericire, de bucurie, de împlinire, pe care mirosul acela plăcut vă aduce. Da? Folosiți exact metoda care se potrivește pentru voi, ca să vă dați seama exact care e direcția în care va trebui să vă îndreptați. De ce? Pentru că acum avem foarte multă energie de la univers. Vine din toate direcțiile energia asta. Și odată ce descoperim sămânța aceea care v-am zis e plantată de divinitate în interiorul nostru, care noi am venit, care noi ne-am născut, direcția aceea de viață pe care noi ne-am ales-o înainte să ne naștem, odată ce o descoperim și ne conectăm cu ea în 4, 5, 6 august, pe urmă pe 8 august e momentul ideal să începem să facem ceva în exterior, să germinăm acea sămânță și ca sămânța aceea să explodeze efectiv la suprafață. O parte dintre noi vom putea să facem efectiv ceva concret în 8 august, ca să materializăm această direcție. Pentru o parte dintre noi ar trebui să fie doar lucruri simbolice, da? Hai să zicem că vrem ca de acum până în februarie 2024 să punem bani deoparte ca în februarie 2024 să fim deja în casa noastră, să avem bani ca să ne cumpărăm o casă, da? E o investiție semnificativă. Ok, noi poate luăm decizia asta pe 4, 5, 6 august. Nu o să avem bani până în 6 august, adică care sunt șansele ca până în 6 august să și avem banii și măcar de un avans la o casă, da? Șansele sunt foarte mici, dar ok, putem să facem ceva simbolic. Putem pe 8 august să deschidem contul de economii în care în fiecare lună o să punem o anumită sumă deoparte. Și de acum până în ianuarie o să se adune ceva acolo, da? Sau poate ne dorim să, nu știu, ne atingem o anumită greutate tare, dar vrem să slăbim, să zicem. Ok, nu o să ajungem la greutatea noastră țintă în două zile, din 4 august până în 8 august, în 4 zile, da? Dar în un an jumate, doi, e posibil. Și atunci, pe 8 august, facem simbolic primul lucru care să ne aducă mai aproape de visul nostru. Nu știu, începem să gătim, nu ne mai comandăm mâncare din oraș, sau renunțăm la anumite alimente, sau ne facem un abonament la sală, sau indiferent care e țelul nostru. Poate vrem să nu mai fim angajați, vrem să fim antreprenori. Ok, șansele ca în 4 zile afacerea noastră să fie pusă pe picioare și să ne și permitem să trăim din acea afacere sunt minime. Dar din august 2024 până în februarie 2026 avem toate șansele ca pe lângă jobul nostru de zi cu zi să mai creștem o afacere și în februarie 2026 să fim complet independenți, să fim complet pe picioarele noastre, da? Și atunci acum pe 8 august e momentul să facem ceva simbolic. Poate alegem numele afacerii, poate ne depunem actele pentru un SRL, pentru un PFA, poate ne cumpărăm domeniul pe web, da? Pentru viitorul nostru site. Nu știu, facem ceva simbolic care să ne aducă mai aproape de îndeplinirea visului nostru, de realizarea acestui țel, acestui obiectiv pe termen lung. Și asta e foarte important să faceți pe data de 8 august. Alte lucruri pe care le puteți face în 8 august este să scrieți o scrisoare, să faceți un contract între voi care sunteți acum, varianta voastră din 8 august 2024, și voi care o să fiți în februarie 2026 și semnați acel contract între mine și mine.
un contract prin care eu îmi asum că voi face X, Y, Z astfel încât să-mi ating acest țel, acest obiectiv. Un lucru foarte frumos pe care puteți să-l faceți. Și pe urmă, băgați acea scrisorică într-un plic, o puneți într-o carte, în bibliotecă, poate că rezonați cu Biblia, o puneți în Biblie, poate în altă carte, nu contează, o puneți undeva bine și o lăsați acolo. O lăsați acolo, dar e important să rețineți această emoție, acest sentiment când voi ați semnat acel contract între voi și voi, între voi de acum și voi din viitor și pe urmă în fiecare zi să faceți ceva ca să vă reconectați cu acea energie, să faceți pași mici, 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 mici și deși ca să ajungeți mai aproape de îndeplinirea țelului vostru, de îndeplinirea obiectivului vostru. Înainte să mergem mai departe și să vă explic efectiv pentru semnul vostru zodiacal, care sunt impedimentele, susținerea, ajutorul și ce trebuie să învățați din experiența următoarelor 18 luni, am și eu o rugăminte să susțineți dezvoltarea acestui canal de YouTube, acestei comunități, printr-un like a acestui video, prin abonarea la canalul meu de YouTube, care e absolut gratuită, nu vă costă nimic, și lăsați-mi acolo un scurt mesaj, oricât de mic, poate să fie doar un smiley face, doar o fază zâmbitoare, nu contează. Eu apreciez foarte mult interacțiunile cu voi și îmi place foarte mult să văd și perspectiva voastră, ce ați înțeles, ce n-ați înțeles, ce explicații suplimentare să vă aduc pe viitor, astfel încât să puteți să beneficiați la maxim de aceste informații pe care vi le aduc. Vă mulțumesc! Bun, dragii mei, și acum trecem la partea a treia a acestei analize astrologico-numerologice și de tarot pentru voi. Și o să mergem efectiv pentru semnul vostru zodiacal să scoatem trei cărți de tarot. Vreau să văd care este impedimentul, ce vă stă în cale, da? Peste ce trebuie să treceți ca să puteți să aveți succes și ca să duceți la bun final, la sfârșit, această inițiativă. Numărul 2 va fi ce susținere, ce ajutor de la Univers aveți în a vă îndeplini acest vis, acest țel, această aspirație. Și a treia carte va fi pentru a vedea ce trebuie să învățați din toată această experiență. Care este lecția voastră de suflet, de spirit, de viață din această experiență. Bun? Pentru toți cei care aveți zodia Capricorn ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al Capricornului, hai să vedem care este cel mai mare impediment care stă în calea succesului și fericirii voastre în următoarele 18 luni. Asul de Săbii, aceeași carte care a ieșit și pentru zodia Săgetător. Dragii mei Capricorn, it's all in your mind, totul se întâmplă în mintea voastră. Voi sunteți cei care vă autosabotați prin gândurile voastre, prin mentalitatea voastră, prin faptul că refuzați să vedeți adevărul, refuzați să acceptați adevărul, refuzați să observați anumite lucruri care se întâmplă chiar sub nasul vostru. Și în felul acesta vă autosabotați. Dacă faceți lucrurile la limita legalității, la limita justiției, la limita moralității, iarăși, e o metodă prin care voi vă autosabotați. Hai să vedem ce susținere și ce ajutor puteți să aveți, dragii mei Capricorni, în următoarele 18 luni. Cer scuze. Susținerea pentru voi vine... Vine greu? Vine din umbră? Vine de la cineva din zodia Taurului, Hierofantul. Aveți susținere din familie, aveți susținere și de la locul de muncă. Aveți susținere dacă planurile voastre sunt de a vă căsători, de a vă întemeia o familie, de a porni o afacere. Aveți foarte multă susținere de la Univers. Perioada aprilie-mai, foarte benefică. E o perioadă în care puteți să avansați foarte mult cu planurile și țelurile și dorințele și obiectivele voastre. Taurii din viața voastră vă susțin fenomenal de mult. Și, în general, puteți să aveți parte de niște contracte financiare foarte benefice pentru voi, mai ales dacă e vorba aici de a lua un credit, de a avea o anumită legătură legală cu o instituție financiară, da? Cu o bancă, cu o instituție de credit. Puteți să obțineți niște termeni foarte favorabili pentru voi, bineînțeles, dacă negociați ca lumea, la sânge. Da?
perioadă foarte bună pentru voi, dragii mei Capricorni. Chiar dacă sunt unele lucruri aici pe care le ignorați. Hai să vedem ce trebuie să învețe Capricornii din toată această experiență în următoarele 18 luni. Care e lecția pe care trebuie să o învețe? Regele de monede, trebuie să învățați planificare financiară, trebuie să învățați cum să puneți bani deoparte, cum să vă investiți banii, cum să vă investiți resursele. Trebuie să învățați lecția stabilității. Trebuie să învățați cum să vă manageuiți banii ca să nu îi spargeți pe toți, pentru că vine o perioadă foarte afluentă pentru voi, o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar. La urma urmei, Pluto intră pentru 20 de ani în casa a doua pentru voi. Pluto o să vă ajute să deveniți multimilionar dacă asta vă doriți. Da, trebuie să lucrați foarte mult pentru asta, dar dacă asta vă doriți, cu cărțile astea, potențialul e acolo. Și acum începeți, în următoarele 18 luni, începeți să puneți bazele, construiți fundația pentru acest imperiu pe care o să-l tot dezvoltați în următorii 20 de ani, da, dragii mei Capricorni? Și asta trebuie să învățați acum. Cum să faceți ceva stabil și de lungă durată, cum să vă faceți o planificare financiară bună, cum să profitați de credite și de relațiile voastre cu instituții bancare și financiare, astfel încât lucrurile să iasă bine pentru voi și nu rău pentru voi, da? Să ieșiți voi pe plus. Poate faceți un curs, ceva în domeniul ăsta financiar sau de investiții sau de banking sau, nu știu, de bursă, de ce vă interesează pe voi. Bine, dragii mei Capricorni, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați canalul meu de YouTube și dacă aveți întrebări, le aștept în secțiunea de comentarii. Pa, pa!